În primul rând, aș dori să vă întreb dacă acești copii pot învăța, ați menționat în discursul noastră că nimeni nu descurajează, ei pot învăța aceste materii oricum. De ce să nu fie prescați continuă pe lele? În ideea că... În momentul de față, starea nu este la toate materiile despre care se vorbea. Adică eu vorbeam despre faptul că elevii pot învețe în continuare absolut toate materiile. Pentru că își doresc asta. Ok, vă mulțumesc. Care rolul școlii, dacă un copil a terminat școala generală, da, înseamnă că el a trecut toate materiile, nu? A trecut. Da, la nota 5, la toate materiile, nu a rămas niciodată repetent. Corigent, etc. Așa. Dacă aceste teze unice care au loc acum, programul de față, da, ele testează excelența unui copil la o anumită materie? Ele nu testează excelența, ele testează pur și simplu nivelul. Exact ca și planul nostru de admitere care... În continuare testează nivelul. Deci ele testează nivelul. Ele testează nivelul la care un copil a studiat în școală. Materiile obligatorii la școală. Nu testează nivelul la care un copil a studiat în școală materiile obligatorii în școală, pentru că materiile de școală sunt și... A, ok. Atunci, elevul, da, este o notă care arată cât a știut elevul. Așa. Da, deci, dacă un elev nu a știut suficient, atunci, nu sunteți de părere că, în ciuda acestei specializări a lui, nu a deplinit rolul propus școlii, să anume, să aibă la sfârșitul ei o serie de cunoștințe. Școala i-a dat posibilitatea să învețe. De care el nu a profitat. Dar este alegerea ta dacă înveți sau nu. Vă mulțumesc. Deci este alegerea fiecare dacă învață sau nu. Dar la oricare dintre materii. Așa. Dar dacă pe școală sau nu. Ok. Și puteți detalia. Puteți detalia procesul acesta al consilierilor, ce vor face consilierii, mă scuzați, eu am întrebat foarte înainte, fondurile acelea. Da. Puteți să mi le detaliați un pic, că acestea sunt mai importante. Fondurile care v-a apucat de tu acoperirea costurilor de care s-a uitat la fondul. În momentul de față, singurele costuri care noi le-am găsit aduse la acest plan sunt costurile pentru faptul că testarea, da, testarea ține 2 săptămâni, nu una. Și fondurile pe care le-ați menționat. Da, am spus că fondurile vor fi acoperite printr-o linie nouă de buget acordată de Ministerului. Și ultima întrebare, acest lucru a fost menționat la vorbitorul întâi? Acest lucru nu a fost menționat la vorbitorul întâi, dar m-a întrebat și ți-am răspuns după aceea. Nu am considerat importantă această problemă a costurilor în momentul în care știm că vor fi acoperite de Minister. Vă mulțumesc!